Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. Percepția societății civile ar fi următoarea. Renegociem sau negocierile au revenit pe prim plan. Despre acest lucru ne-am propus să discutăm în această seară împreună cu Victor Juc, doctor habilitat, profesor universitar, cercetător, director în cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice Academiei de Științe a Moldovei. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Fadei Nagacevski, avocat, bună seara și bine ați venit, domnule Nagacevski, și cu Ernest Vartanian, jurnalist, bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic. Bună seara. Domnule Juc, vreau să încep cu dumneavoastră această emisiune. Iată, ziceam și în cuvântul de salut că cei mai mulți dintre noi au salutat, de fapt, această resetare, dacă am putea o numi așa, a dialogului, discursului dintre fracțiunile parlamentare. Iată, și președintele țării a avut o serie de întrevederi atât cu oficiali europeni cât și din reprezentanța ai Federației Ruse, însă această discuție vreau să o pornim de la faptul că președintele Dodon a avut întrevederi cu ex-președinții Snegur și Lucinski. Cel puțin pe site-ul oficial al instituției prezidențiale este remarcat faptul că s-a încercat a identifica o soluție viabilă într-o depășire a crizei politice. Haideți să vorbim un pic despre însemnătatea acestor întruniri și după aceea să trecem la vizitele oficiale ale acestor demnitari. Vă rog. Da, negocierile nu puteau să nu înceapă după o mică pauză, dat fiind că a rămas o singură săptămână, în opinia mea. Potrivit articolului 62 din Constituție, Parlamentul a fost validat pe 9 martie și în aceeași zi și guvernul a trecut în demisie. Prin urmare, 9 iunie ar fi ultima zi când se mai pot produce negocieri pe marginea formării unei majorități parlamentare și implicit a unei coaliții guvernamentale. Și, în opinia mea, trei factori au contribuit la resetarea negocierilor. În primul rând, însuși timpul. Fracțiunile antrenate într acest proces au înțeles că nu mai au mult timp. În al doilea rând, vizita emisarilor străini, care, indiferent cum tratează opinia publică, mare majoritate spun că nu este ceva întâmplător. Eu nu vreau nici să confirm, nici nu să infirm aceste supoziții, dar, mă rog, fiecare deja și-a făcut o opinie. Și în a treia, tentativele președintelui de a anima procesul, pentru că și el înțelege că pe data de 10 iunie va fi nevoit să se adreseze, în opinia mea, la Curtea Constituțională pentru a constata dacă există circumstanțe de a anunța alegeri anticipate. Și el face tot posibilul ca să identifice o soluție, deși posibilitățile lui sunt limitate, pentru că avem și acea hotărârea Curții Constituționale din 29 decembrie 2015, care prevede expres că o majoritate parlamentară formalizată, inclusiv prin semnăturile deputaților, se adresează către președinte pentru a fi desemnat un candidat la funcție de prim-ministru. Dar dumneavoastră credeți că în ceasul al 12-lea se va găsi compromisul? Eu nu știu, totul este posibil, avem câteva variante, inclusiv și alegerile anticipate, dacă nu se va găsi acest compromis. Cel puțin în perioada luni-marți a săptămânii acestea, părțile au rămas pe pozițiile lor în ceea ce privește negocierile dintre cei doi protagoniști, Partidul Socialiștilor și Blocul Acum. Ceva mai recent a venit și Partidul Democrat cu o propunere către Partidul Socialiștilor și în acest sens se poate de așteptat la mai multe, dar eu nu știu de ce oamenii se joacă de politică. Oamenii politici, de mult trebuiau să identifice o soluție pentru a formaliza în conformitate cu exigențele politico-juridice în vigoare a unei majorități parlamentare și implicit a unei coaliții guvernamentale. Chiar dacă va fi identificat pe ultima 100 de metri sau ultimii 50 de metri, în opinia mea, o asemenea coaliție nu va merita încredere din partea oamenilor, care într-o mare parte cred eu că s-au dezamăgit în clasa politică. Avem două categorii de alegători. Nucleul dur care va susține aceste partide, dar și altele, în orice circumstanță, și
marea majoritate a oamenilor care votează ad hoc în, sau electoratul pasiv care votează în funcție de anumite circunstanțe, de anumite opțiuni. Iată, marea decepție este în special din partea electoratului care votează ad hoc. Da. Domnule Nagachevski, iată, vicepremierul rus Cozac, fiind la Chișinău, spunea, cu permisiunea dumneavoastră o să citesc, domnul Cozac spunea, susține că alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile, fie acum, fie în timpul apropiat. Iată, reieșind din ceea ce spunea și domnul Juc, există mai multe posibilități, dar în cele din urmă se discută despre anticipate. Bine, credeți că acolo se ajunge? Noi nu trebuie să luăm ca autoritate de lucru judecat ce a spus domnul Cozac. Dumnealui, în opinia mea, iarăși consideră că a făcut o retrospectivă a situației de pe teritoriul Republicii Moldova. Noi cunoaștem că între PSRM și acum au fost tentative de a negocia. Noi cunoaștem că PSRM-ul are o hotărâre a Consiliului Republican Politic unde este indicat în cazul în care eșuează orice negocieri cu blocul acum, în cazul dat mergem la anticipate. Noi cunoaștem că între PD și PSRM nu există negocieri, noi cunoaștem că nu există negocieri între acum și PD. Reieșind din situația oficial creată, nu există, da? Sau nu există negocieri. Dacă știți dumneavoastră că există neoficial, îmi spuneți dumneavoastră. Păi nici eu nu cunosc de asemenea lucruri. Eu ceea ce știu, o ce vă spun. Deci nu există negocieri între PD și PSRM sau între acum și PSRM și PD. Și în condițiile respective, ipoteza care îți vine în cap analizând situația este că următorul pas sunt alegerile anticipate. În același timp, dumnealui, iarăși domnul Cozac, este bine informat despre faptul că acum tinde spre o în gen de majoritate situativă pentru o perioadă scurtă în vederea eventual modificării sistemului electoral sau votării pachetul antioligarhic și în cazul în care ceva nu merge să se meargă la alegeri anticipate. Deci domnul Cozac, reiejând din situația de la fața locului, a expus care sunt variantele probabile reieșind din ceea ce avem. Dumnealui nu a exclus absolut nimic și el a spus în calitate de expert reieșind din status quo care îl avem noi astăzi pe teritoriul Republicii Moldova. De aceea, noi nu trebuie, desigur, să neglijăm pozițiile domnului Cozac, dar nici să exagerăm cu interpretările dumnealui, fiindcă am impresia că presa, nu știu de ce, încearcă, nu știu cum să interpreteze că domnul Cozac ar interveni cumva în activitatea internă a Partidului Socialist sau în genere activitatea internă a statului. Deci, doamna Greceanu astăzi a spus că dreptul suveran de a decide ce face Partidul Socialiștilor în continuare aparține Partidului Socialiștilor. Anume, Consiliul Republican Politic ulterior, care va fi întrunit, va decide ce va face Partidul Socialiștilor. Deci toți consilierii, consultanții care vin din afară, ei sunt bineveniți, ei ne ajută cu certitudine, opiniile lor sunt foarte importante pentru Republica Moldova, dar în același timp, noi trebuie să știm că politica internă Republica Moldova o fac anume partidele care au acces în Parlament, în cazul nostru, Partidul Socialiștilor, blocul acum, Partidul Democrat. Despre Partidul Șor nu comunicăm, deoarece el nu este un element esențial în crearea eventualei majorități parlamentare. Respectiv, așteptăm, în cazul în care nu vor evolua lucrurile în ceea ce privește comunicările dintre blocul acum și Partidul Socialiștilor, toată situația asta va fi prezentată eventual Consiliul Republican Politic, evident Consiliul Republican Politic va fi prezentată și oferta venită de la Partidul Democrat și Consiliul Republican Politic va decide ce face Partidul Socialiștilor în continuare, nici în stânga, nici în dreapta. Totul va decide Consiliul Republican Politic, adică în jur de 120 de persoane care sunt delegate din toată Republica Moldova, anume aceste persoane vor decide care sunt acțiunile Partidului Socialiștilor și vă asigur că Consiliul Republican Politic va lua cea mai bună decizie pentru țară. Important să nu ne grăbim. Vedem ce se va întâmpla în continuare. Domnule Vardanean, noi ziariștii, dar și analiștii politici, imediat după scrutinul din 24 februarie 2019, am încercat să identificăm tot felul de soluții, tot felul de alianțe care ar fi fost posibile. Iată, astăzi suntem practic în prima decadă a lunii iunie. Aceste scenarii posibile au rămas undeva în aer. Vă acord aceeași întrebare pe care i-am adresat-o și domnului Juc. Credeți în faptul că în ceasul al 12-lea se va găsi numitorul comun și vom avea un guvern? Nimic nu este exclus pentru că noi totuși ne aflăm în Republica Moldova, țară de minuni și politica moldovenească este și mai minunată decât țara însăși.
Dar, ok, dacă vorbim mai serios, eu vreau să comentez un pic despre citatul pe care l-ați dat al lui domnul Kozak. Vreau să vă spun că acesta este un pic scos din context. Eu am fost ieri la briefingul respectiv și am auzit ideea de bază, am înțeles ideea de bază a domnului Kozak. El a spus că alegerile anticipate ar putea să aibă loc, dar în cazul în care acestea vor fi libere și corecte, după un proces de schimbare a sistemului, ceva de gen, adică el a avut în vedere tocmai această coaliție sau majoritate situativă, despre care, numai cu alte cuvinte a spus, despre care se vehiculează tot acestea 3 luni după alegerile parlamentare. Și eu personal am spus de mai multe ori că dacă blocul acum și PSRM nu-și găsesc limba comună și nu pot organiza sau forma o majoritate permanentă, dar pe mai lungă durată, atunci ar fi oportun să creeze ele, aceste două formațiuni, o coaliție situativă care ar avea drept scop curățarea țării, dar eliberarea țării și instituțiilor politice de sub control oligarhic. Ceea ce a spus domnul Kozak parțial coincide cu ceea ce eu zic acum. Și mie mi-a fost o surpriză mare, de fapt, să aud aceste cuvinte foarte, nu știu, deschise, sincer, din partea unui funcționar public de rang înalt din Federația Rusă, care, apropo, și-a exprimat această opinie și a subliniat că vorbește în calitate de expert, nu ca vicepremier rus, însă noi înțelegem că totuși noi nu avem 2 persoane cu nume Dmitri Kozak, a fost una și aceeași persoană și a spus ceea ce a spus. Este un lucru foarte interesant, dar totuși eu sunt de acord cu domnul Nagachevski că totuși partidele trebuie să decide. Iar ceea ce spune domnul Kozak sau au spus emisarii europeni și americani este doar un fel de recomandare prietenească care noi ar fi bine să le urmărim, da? Să le implementăm, poate și nu. Decizia nouă ne aparține nouă. Asta este ultimul punct. Dar, nu știu, poate bunul simț totuși va fi pus în calcul. Colegii noștri de media titrau că după această întrunire cei de la acum au devenit mai flexibili. Ați sesizat această flexibilitate? Am avut impresie inițial că a fost așa flexibilitate, însă, din păcate, cu mare regret, astăzi am văzut că opinia celor de la acum, după 2 întrevederi cu reprezentanții PSRM, a rămas pe aceeași poziție cu care ei și s-au pornit. Adică noi, acum spune că noi suntem gata să susținem candidatură PSRM pentru speaker doar după ce PSRM susține speakerul nostru pentru că noi să votăm acest pachet antioligarhic. Pentru mine asta înseamnă în primul rând lipsă de încredere între cele două formațiuni, adică din partea blocului acum față de Partidul Socialiștilor și este un lucru foarte regretabil. Totuși, eu fiind optimist, sper că noi nu am pierdut încă toate șansele să formăm măcar așa o coaliție situativă care ar putea să facă anume această curățenie în țară despre care a făcut aluzii domnul Kozak. Domnule Juc, împărtășiți aceeași viziune? Lipsa de încredere n-a fost niciodată între cele două partide care sau doi concurenți electorali. Mai degrabă, eu aș spune că este lipsă de respect unul față de altul. Și, în primul rând, într-a doilea rând, curățirea Republicii Moldova de oligarhat nu va cuprinde numai adoptarea a 7 sau mai multe pachete de legi și atât. Este un proces foarte îndelungat. Și eu aș fi foarte optimist dacă aș spune că peste 4 ani acest proces, dacă se va realiza într-o anumită măsură, va fi foarte bine. Nu este atât de ușor ca să lupți cu un sistem bine creat, bine montat. Și atunci apar diferite întrebări. De ce se mizează pe o majoritate situativă pentru 1 sau 2 luni? Eu nu am văzut în practica internațională nicio situație de acest gen. S-a venit, s-au votat 7 legi, s-a retras un reprezentant a unui partid, a venit reprezentantul altui partid. Am înțeles că deja nu se mai folosește noțiunea
guvern minoritar, ci guvern asumat, dar care este tot aceeași situație. Și ce aici s-a vorbit ieri despre flexibilitate, astăzi a fost tăiată și nu mai există nicio flexibilitate. Fiecare dintre părți au rămas pe pozițiile sale inițiale și putem spune că... Acum insistă pe cele două funcții în stat? Pentru, pe speaker o perioadă, și... pentru o perioadă mic sau pentru o perioadă mai îndelungată în funcție de instituție. Și putem spune că practic este totul clar și nimic nu este clar. Este totul clar pentru că părțile au rămas pe pozițiile lor și nimic nu este clar care din cele patru variante va fi realizată. Fie trei, care cu diferită probabilitate de formare unei majorități formale sau neformale, fie anticipate. Da, eu vreau de fapt să mai comentați de fapt o chestie destul de interesantă. Iată, și se tot discută despre faptul că se dorește a scoate de sub influența unor oameni, a lucra împotriva unor oligarhi. Această noțiune în viziunea noastră, iată și de cercetător, nu creează confuzie în societate? Bine, avem elita politică, fără îndoială, care pătrund din esența acestui termen și a fenomenului, poate propriu zis. Însă, societatea civilă, pe ansamblu, nu este debusolată? Oamenii, în marea majoritate, mai puțin ce înțeleg ce înseamnă în sensul strict al cuvântului oligarhizare. Ei asociază această situație cu... puterea unor oameni concreți, câțiva care sunt considerați că fac parte din Partidul Democrat și nu numai, sau au fost implementați prin sistemul justiției, în procuratură, în alte structuri care îndeplinesc anumite comenzi și, prin urmare, avem o justiție selectivă, iar capacitatea de funcționalitate a instituțiilor este subordonată unor interese înguste. Eu consider că mare parte oamenii mai degrabă fac opțiune pentru îmbunătățirea nivelului de trai prin probleme, prin rezolvarea problemelor sociale decât prin rezolvarea problemelor juridice, deși acestea sunt foarte importante. Acolo unde este corupție, este și sărăcie. Acolo unde nu funcționează instituțiile puterii de stat, capacitatea lor de a genera și a implementa politici este foarte redusă. Unde este o justiție selectivă, nu mai vorbim despre neîncrederea oamenilor, unde sunt oameni cu diferite pondere, cu diferit tratament. Deci noi suntem încă departe și nimeni nu credea că după 25 de ani, 25-30 de ani de la încheierea guvernării comuniste, atât în țările post-sovietice, cât și în țările central și sud-est europene, se va ajunge la o asemenea situație, pentru că probleme de acest gen cu diferită intensitate avem și în mai multe țări post-socialiste, în Polonia, România, Bulgaria, Ungaria, Croația, Slovacia, Cehia. Aceasta a fost o evoluție care n-a fost anticipată de nimeni după ce sistemul socialismului real a dat faliment și a fost înlocuit cu o tranziție spre democrație. Numai că unele țări, datorită faptului că au devenit stat membre a Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene, au fost supuse unor necesități de a implementa politici euroconforme, în conformitate cu standardele democratice. Iar statele care au rămas în cadrul acordului de parteneriat și cooperare, în cadrul programului TASIS, apoi a parteneriatului estic, nu au avut un asemenea imbol din exterior și situația este cu mult mai complicată. Domnule Nagachevski, eu vreau să ne aducem aminte de campania electorală și de discursul propriu-zis a reprezentanților celor de la blocul acum. El era oarecum diferit de cel care a urmat după campania electorală. Inițial nu-și doreau funcții, inițial ziceau chiar la un moment dat că se vor plasa în opoziție. Astăzi, iată, vedem că insistă asupra a două funcții în stat și cu vehemență pun piciorul în prag pentru a le avea. Cum se explică faptul ăsta? Imaturitate politică sau cum? Bine, eu nu am să renunț la ideea că blocul acum este un proiect totuși de opoziție, bine pregătit pentru a merge în opoziție. Asta mă bazez nu doar pe
analizele mele, dar inclusiv studiind și echipa lor. Deci echipa lor se reduce în principiu la acești 26 deputați, nu prea au organizații teritoriale și în condițiile date ei au fost pregătiți pentru a trece în opoziție, fiind convinși că PSRM cu Partidul Democrat bat palma a doua zi după încheierea alegerilor. Acest fapt nu s-a întâmplat. Și eu cred că eu am rămas surprins când au venit invitații atât de la Partidul Democrat și de la Partidul Socialiștilor. Respectiv, aici a apărut acel element, acea dorință a omului. Totuși ei au înțeles că au posibilitatea nu doar de a fi în Parlament în cadrul opoziției, de a participa la guvernare. Și aici ei au decis totuși să înceapă anumite discuții. La anumite etape, ei prinzându-se în acest joc al discuțiilor, la ei s-a, fiindcă cineva a încercat totuși să manipuleze aceste discuții pentru a denigra eventual Partidul Socialiștilor sau Partidul Democrat și pentru a împinge Partidul Socialiștilor în brațele Partidului Democrat. Dar pe parcursul acestor 3 luni de zile, eu înțeleg că în blocul acum a apărut un grup de oameni care au spus, băi, dar stați, dar noi într-adevăr putem să ne ducem la guvernare și deja jocul celor care în principiu au făcut un joc de a împinge Partidul Socialiștilor în brațele Partidului Democrat, este dat peste cap, deoarece apare acel grup și nu știu care este mai mare acum grupul, care cu adevărat își vrea la guvernare ca să schimbe lucrurile, sau grupul celor fricoși care vor în opoziție, deoarece înțeleg că asumându-ți guvernarea, intrând în alianță cu Partidul Socialiștilor, tu nu-ți asumi doar guvernarea, tu-ți asumi și o luptă politică extrem de serioasă. Și în condițiile date, eu mă întreb dacă blocul, fiindcă ei permanent spuneau că Partidul Socialiștilor nu este gata pentru luptă. Analizând situația în continuare, eu am impresia că deja blocul acum sau unele elemente din blocul acum se tem de această luptă. Dar există potențialul uman acolo, vedeți, care ar putea face față? Intrând în guvernare, eu știu un lucru, capitele bune sunt în guvern, deci oricum tu vei accede la serverul, să spunem, guvernul, deci toată informația, oamenii profesioniști sunt în guvern și orice pe partid care nu ajunge la guvernare, oricum lucrează cu acei oameni, acei profesioniști care se află în guvern. În cadrul blocului, nu, ei sunt oameni politici, însă ei nu sunt profesioniști. În opinia mea, iarăși, sunt câțiva care aș putea eu să-i consider ca fiind profesioniști tehnocrați, însă în mare majoritate ei sunt politicieni, dar politicieni care fac primii pași în politică, de aceea ei sunt destul de, nu știu, nesiguri. Cum spuneți, încă verzi, sunt destul de verzi. Și în condițiile date, ei s-au prins într-un joc, aparent, ei deja nu prea au cum să facă pasul înapoi. Ei au ajuns deja, asta ar fi ridicol, după ce deja s-au întâlnit cu toți reprezentanții străini, au ieșit la negocieri cu Partidul Socialiștilor, au spus că uite, haideți să negociem să facem alianță și astăzi să fie imposibil de făcut cu ei alianță, doar pentru faptul că Andrei Năstase își dorește să fie cel puțin pentru o zi speaker, asta deja ar fi chiar bătaie de joc. Eu sper că la ei să vă treză deja, nu că înțelepciunea politică, dar instinct samosahranenia, fiindcă în cazul alegerilor anticipate, asta o să-i coste foarte scump când negocierile ieșuiază doar pentru faptul că pofta lui Andrei Năstase de a fi asta, speaker de parlament, este mai mare decât însăși voința declarată de a schimba lucrurile în cadrul sistemului de drept al Republicii Moldova. Da. Domnule Vartanean, vreau să vă întreb, este o coincidență faptul că au reînceput aceste negocieri tocmai în toiul vizitelor oficialităților europene și a domnului Cozac de la Moscova? Știți, în ultimele săptămâni am vorbit cu mai mulți reprezentanți ai comunității experților, spune așa, din Republica Moldova și din partea dreaptă, partea stângă, și este o opinie comună, neoficială, ca pentru experți, că ar fi o nevoie mare să implicăm totuși partenerii externi pentru aceste negocieri între partide. Eu personal nu sunt mare adept al acestei implicări, pentru că totuși cred că noi trebuie să ne păstrăm suveranitatea și să încercăm să ne rezolvăm problemele noi înșine. La rece, dar reieșind din faptul că, iată, avem așa situații, probleme obiective și subiective, dar mai mult subiective, care împiedică deci atingerii unui compromis între partide, totuși am fost cumva nevoit să fiu de acord cu această opinie și să spun că da, într-adevăr, a venit timpul, poate să invităm, să implicăm reprezentanții comunității internaționale. Și iată au venit
rușii, americanii și europenii. Eu aș spune că este un lucru bun, că ei au venit chiar într-o zi, în acea zi. Este un moment foarte ciudat, dar interesant. Nu știu dacă este o coincidență simplă, dar nu contează acum. Ce ați desprins din mesajul dânșilor? Mesajul lor principal este următorul, că haideți, găsiți limbă comună, pentru că noi, partenerii externi, vrem să vedem o Moldovă stabilă, o Moldovă democratică și, printre rânduri, fără oligarhi. Așa am simțit eu. Deci, partenerii noștri principali ne spun clar și expres, găsiți, vă rog, limbă comună. Și iată, ei pleacă, da? Și noi iarăși vedem aceleași poziții care nu s-au schimbat în 3 luni de zile. Chiar îmi pare rău că așa o abordare vedem, nu, cel puțin din partea blocului acum. A fost o surpriză foarte neplăcută pentru mine să aud astăzi, în a doua jumătate a zilei, că iarăși, am spus deja, da? Că iarăși dați-ne nouă funcție de speaker în Parlament și după asta noi o cedăm Partidul Socialiștilor. Când cedem, pentru ce, prin ce procedură, ce trebuie să se întâmple. Nu, clar că este vorba de votarea acestui pachet antioligarhic, dar mai departe. Deci sunt niște lucruri care, știți cum, reguli nescrise. Reguli nescrise care cer politicienilor să fie mai serioși, să aibă mai multă încredere, mai mult respect, cum a spus domnul Juc. Deci în cazul în care tu n-ai nici respect, nici încredere, adică tu nu ai încredere în mine, de ce să am eu încredere în tine? De ce să cred eu în cuvintele tale? Da? Dacă nu există încredere, în ce viață? Da? Iată, tu după trei luni ai să cedezi fotoliul speakerului Parlamentului. De unde să vină așa încredere și respect? Din păcate, vedem așa momente de infantilism politic, care cu mare regret ar afecta foarte mult Republica Moldova în cazul în care noi vom ajunge să vedem alegeri anticipate. Pentru că opinia mea personală, dar la care insist, că alegeri anticipate în aceleași condiții cum a fost în februarie vor avea consecințe catastrofale pentru Republica Moldova și mai ales pentru blocul acum. Dar credeți că comportamentul politic al blocului acum se va schimba după vizita acestor trei demnitari? Nu, după cum vedem, nu s-a schimbat. Ei nici n-au, adică, reușit să părăsească țara și iată, poftim, aceeași poziție rămâne. Nu s-a schimbat. Da. Domnul Joc. Eu aș face o paralelă aici cu negocierile care se produc pentru formarea guvernului în statul Israel, unde au fost alegeri în aprilie. Acolo, partidele mai mici solicită ceva în funcție de interesele lor, mai ales partidele ortodoxale de dreapta solicită anumite aspecte ce vizează încorporarea în armata tinerilor, alte aspecte mici, dar nu se pun așa întrebări de principiu care ar fi. Aceeași situație noi o vedem și la negocierile privind formarea Comisiei Europene. Până acum, până în 2014, două partide aveau o majoritate confortabilă și nu aveau nevoie de alte partide, de al treilea, de liberali și democrați, care îi tratau într-o anumită măsură frustrant, a fost de câteva ori. Acum deja se vorbește despre o coaliție trilaterală pentru că este necesar de a forma o majoritate, o majoritate formalizată, dar nu una ad hoc sau situativă sau de altă natură, pentru că la guvernare se vine pentru a guverna, exercita putere timp de 4 ani, dar nu pentru a începe procesul și a trece în anticipate. Republica Moldova nu este Belgia sau Olanda, unde instituțiile puterii de stat funcționează. Aici toată lumea, din mediul funcționarilor de stat, din mediul de afaceri, stau și așteaptă care va fi deznodământul. Iată, noi cel puțin avem acces la informații potrivit cărea, iată, nodul Gordian ar fi construit în jurul acestor discuții axate pe funcții. Credeți că s-a ajuns la un numitor comun vis-a-vis de, nu știu, politică externă, probleme sociale, dezvoltare economică și așa mai departe? Eu cred că nu s-a ajuns pentru că nici nu s-a discutat. Dar aici trebuie să avem diferite coordonate. Prima coordonată este problemele sociale-economice. Eu cred că aici 99% la toate cele trei partide sunt aproximativ aceleași idei. Altceva este aspectele geopolitice și funcțiile. Așa se creează impresia că toată problema constă în funcții și aici este foarte grav dacă funcțiile nu permit ca să
se formeze o majoritate parlamentară și o coaliție guvernamentală. Dacă s-a ajuns partajarea funcțiilor, noi atunci ne întoarcem în perioada 2009-2010, numai că acei de atunci... Și stăm la o camuflare, da, a acei de atunci cu au oligarhii. Avut inteligența să acopere tot cu principii și valori. Și lumea n-a știut că se partajau și funcțiile care nu sunt partajate politic. Iar acum toată lumea înțelege că problema constă în funcții, ceea ce este absolut incorrect, pentru că problema trebuie să constă în programe de guvernare, dar nu în funcții. Da. Domnule Nagachevski, eu vreau să vorbim un pic despre comportamentul instituției prezidențiale. Ziceam și la începutul emisiunii, și domnul președinte Dodon s-a întâlnit cu înalții oaspeți și au discutat mai multe aspecte, inclusiv aspecte economice. Iată, a fost titrat că cu domnul Cozac au fost discutate și aspectele ce țin de liber schimb de comerț și așa mai departe. Instituția prezidențială joacă în acest context un rol esențial într-o deblocare a politicului? La nivel național? Da. Păi... Președintele Republicii Moldova este mediatorul puterilor în stat. Evident, actualmente puterea legislativă este blocată. În condițiile în care puterea legislativă este blocată, președintele Republicii Moldova, prin prisma rolului său de mediator, poate interveni inclusiv la medierea problemei de deblocare a situației, de blocare chiar în cadrul puterii legislative. Deci asta este important, fiindcă în cazul în care intervine blocarea la puterea legislativă, intervine un blocaj între două instituții. Deci nici președintele nu poate să acționeze și să funcționeze normal, deoarece nu funcționează parlamentul, nu poate funcționa guvernul. Și aici este un blocaj total instituțional, când nici președintele nu poate să înainteze candidatura la funcție de premier. Astăzi președintele nu are cui să înainteze, de exemplu, anumite proiecte de legi. El nu poate să înainteze anumite tratate la ratificare. Tot președintele Republicii Moldova nu poate să intervină pe lângă guvern pentru a iniția anumite negocieri la nivel interstatal. Deci lucrurile sunt extrem de complicate și președintele Republicii Moldova nu are dreptul, el are obligația chiar să intervină pentru a media situația și pentru a găsi soluția de compromis politic în cazul în care ea poate fi găsit, în cazul în care ea nu poate fi găsit, atunci intervine soluția constituțională de tăierea nordului Gordian prin așa zisă dizolvarea parlamentului. 10 iunie, dar ar fi data, iată, spunea și domnul Juc, păi în care s-ar putea lua această decizie. Așteptăm hotărârea Curții Constituționale. Astăzi... Așa zisul establishment juridic din Republica Moldova vorbește de data de 9 iunie. Este 9 iunie sau nu? Pentru mine totul este imprevizibil în Republica Moldova, ținând cont de faptul că Curtea Constituțională este controlată astăzi politic. În condițiile în care Curtea Constituțională este controlată politic, data dizolvării poate fi în orice moment manipulată prin intermediul unei hotărâri a Curții Constituționale. Eu am mai multe motive și din punct de vedere juridic eu pot explica că poate fi și 21 iunie, eu pot explica că da, că în genere termenul de dizolvare nu a curs. În cazul în care eu pot asta explica, păi să mă iertați și judecătorii Curții Constituționale pot ajunge la o asemenea concluzie. Dar în general, deși toți experți în drept în general vorbesc totuși de data de 9 iunie. Eu sper că nu o să avem surprize, fiindcă desori am avut și surprize de la Curtea Constituțională. Fiindcă circul ăsta nu trebuie să fie prelungit. Dacă se ajunge la un gen de stabilitate, la o majoritate normală, rezonabilă pentru a debloca situația, e bine. Dacă nu, repijor, trebuie să facem alegeri anticipate pentru a reveni la stabilizarea situației politice și economice din Republica Moldova, că altfel pierdem statul. Noi slăbind, noi chiar o să ne merim sub influența nu știu cui și o să devenim robii unor state cu interes probabil în detrimentul cetățenilor Republicii. Da, și eu consider că alegerile, dacă vor fi alegeri anticipate, nu trebuie devansate pentru luna noiembrie ca partidele politice chiar vreau să-l întreb, să aibă timp pentru a face campanie electorală. Lor nu le trebuie timp, lor au avut nevoie de a identifica o majoritate și de a forma un guvern. Dacă nu este posibil în 60 de zile, atunci în 90 de zile și pe la începutul lunii septembrie de organizat alegeri anticipate, pentru că nu mai este timp. Uitați-vă în Ucraina, alegeri anticipate pe 21 iulie, nu sistem de că este vara, sau în Grecia, unde este cu mult mai cald, pe data de 7 iulie alegerea și acolo anticipate. În Republica Moldova nu trebuie de lungit pentru a oferi să mai vină o dată în campanie electorală. Ce o să spune?
o să fie un singur mesaj. El se face vinovat, ei se fac vinoveți, ei da. Se fac vinoveți și nu mai mult. Altceva, practic, nu. Se vor fi cu unele mici excepții. Bine, e calculul făcut de către domnul președinte. Probabil, domnul președinte a spus din noiembrie, eu nu știu cine a spus. Deci eu presupun că dumnealui are ieșit din faptul că dacă acum trebuie să fie emisă eventual o hotărâre de interpretare a Curții Constituționale când expiră cele 3 luni de zile. După data de 9 iunie, dacă să admitem, Curtea Constituțională spune că tot și vorba de 9 iunie, pe data de 10 iunie, președintele abia trebuie să depună un demers către Curtea Constituțională prin care să solicite avizul Curții Constituționale dacă există temeri de dizolvare a Parlamentului Republicii Moldova. Când va fi emisă acea hotărâre a Curții Constituționale sau acel aviz? Tot este o întrebare. După aceea, Curtea președintele deja trebuie să emită decretul care trebuie să fie publicat în Monitor Oficial și reieșind din calculele rezonabile, probabil, a spus el de luna noiembrie. Juridic vorbim. Și apropo, în Constituție este scris că președintele poate, dar nu este obligat să dizolve Parlamentul și aici iarăși încep diferite interpretări, adică, mă rog, doi juriști opinii, cum s-ar spune. Astăzi un jurist trebuie. Așa că totul este posibil. Eu vroiam să vă întreb, iată, noi ziariștii operăm deseori cu sondajele de opinie. Ultimele sondaje de opinie zic chiar dacă noi mergem în anticipate, mult nu se schimbă spectrul politic. Este exclusă o componentă pe care am remarcat și astăzi în studio, nu este atât de însemnată, este vorba de partidul Șor. Până la urmă, aceste mandate vor fi distribuite între cele trei partide. Cine așteaptă în cazul unor anticipate? Domn Vartanian. Eu repet că pentru mine, după opinia mea, alegerile anticipate în aceleași condiții, adică cu păstrarea unui stat capturat, ar însemna consecințe catastrofale pentru Republica Moldova. Dar mai multe pierderi, cele mai multe pierderi, va suferi blocul acum. Și ei, eu sunt absolut convins, ei vor regreta 100 de ori pe zi că s-au comportat așa cum ei fac acum și nu au căzut de acord cu Partidul Socialistul pentru a forma oarecare coaliție rezonabilă. Deci urmează să vedem dacă vom ajunge la asta. Spuneți-mi, vă rog, iată, atunci când am vorbit și despre domnul Cozac și despre întâlnirea cu domnul Dodon, dimensiunea asta economică a fost ignorată, nu știu de ce, de colegii noștri din media. Nu știu de ce a fost ignorată, hai să întrebăm pe fiecare care a fost la briefing și a dat așa reacții, dar eu cred că totuși să nu uităm că Dmitri Cozac este reprezentatul special al președintelui Federației Rusiei pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și economice cu Republica Moldova. Păi de aceea și acord această întrebare. Nu, știți cum, în spațiul mediatic al Republicii Moldova, numele lui Cozac este strâns legat cu evenimente din 2003. Și slavă Domnului că nimeni nu l-a întrebat în timpul briefing-ului că iată vreți iarăși federalizare să ne faceți. Slavă Domnului că au fost destul de rezonabili jurnaliștii la fața locului și n-au pus așa întrebări provocatoare. Însă vrei nu vrei, se asociază numele lui cu aceste evenimente, însă astăzi nu avem nimic nici cu reglementarea propriu zis a conflictului transnistrian, pentru că deși domnul Cozac a vizitat și regiunea transnistriană, nimeni nu vorbește despre un eventual scenariu reînnuit al federalizării sau altul scenariu de reglementare, pentru că Federația Rusă astăzi deci, analizează situația în Republica Moldova per ansamblu, luând în calcul și comerțul, și relațiile economice, și problema transnistriană, dar și situația în politică internă, pentru că nu poți să vorbești cu un partener atâta timp când el nu are nici parlament stabil, nici guvern deloc nu are. Da. Domnule Juc, vreau să vă întreb. Iată, se discută și despre faptul dacă mergem în anticipate, Republica Moldova riscă să sufere pe plan financiar. Da? Și această teză trebuie sau ne dă foarte mult de gândit. Este așa pentru că avem o tranșă înghețată, avem niște datorii, niște remitențe pe care stă statul nostru. Da, cert este că relațiile cu Uniunea Europeană vor rămâne înghețate în continuare atât timp cât nu va fi un guvern și acea prima tranșă de asistență macrofinanciară, 30 de milioane de euro, nu va fi dezghețată și nici a doua și nici a treia.
Problema constă în riscurile, riscul este un pericol potențial care ar fi în relațiile cu Fondul Monetar Internațional și cu Banca Mondială pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Iată, aici sunt mai multe necunoscute. Probabil puțin riscul a fost exagerat. Fondul nu mai este atât de implicat politic, este mai indulgent în relațiile cu statele recipiente și aici eu cred că Republica Moldova ar risca mai puțin să piardă un anumite tranșe din partea fondului. În rest, există în științele politice o axiomă: nimeni nu negociază cu guverne provizorii, dat fiind că este provizoratul lor. Și atunci când nu este un guvern stabil, deși stabilitatea este relativă, totuși se negociază cu guverne plenipotențiare. Cu guverne provizorii, practic, nu se încheie tranzacții majore, pentru că nu se știe care vor fi eventualele evoluții politice. Deci este acest risc, în special în relațiile cu Fondul Mondial, dar cred eu că puțin este premărit, deși s-a dat de înțeles că și răbdarea strategică a partenerilor de dezvoltare are limite. Da, domnule Nagachevski, iată, iarăși vreau să fac referire la campania electorală și să ne aducem aminte despre faptul că a fost utilizat și segmentul ăsta unionist sau mesajul unionist, cel mai bine ar fi așa, iar acum, după alegerile din 24 februarie, asistăm oarecum la o pasivitate, îmi permit să zic lucrul ăsta, chiar al statului vecin, dar și a actorilor politici care au manipulat datorită acestui mesaj. Cum trebuie să decodificăm noi această stare de lucruri dinaintea, eu pace, nu știu, dinaintea furtunii? Pentru că până la urmă nici România, nici Ucraina nu s-au pronunțat vehement asupra stării de lucruri create în țara noastră. Eu cred că unioniștii și pe teritoriul Republicii și Moldova ar urma să fie destul de atenți, ținând cont de situația creată și inclusiv și în România. Deci noi observăm că Ucraina a inițiat un quasi conflict cu diplomatic cu România în legătură cu apariția unui film, nu știu de care, unionist pe teritoriul Ucrainei, prin YouTube a apărut. În Ungaria am înțeles că au fost suplimentate anumite forțe armate la granița cu România datorită nu știu la care pretenții care ar fi dintre România și Ungaria. Deci lucrurile se complică și în condițiile și a Republicii Moldova, unioniștii nu prea au susținere, fiindcă eu observ un lucru. Astăzi România are probleme atât la nivel intern, noi vedem că la ei politică s-a pornit un haos în legătură cu reținerea și arestarea sau condamnarea domnului Dragnea, ei acum încearcă să-și consolideze în pozițiile la nivelul de instituții europene și la ei nu este clar ce o să se întâmple cu parlamentul care astăzi funcționează, deoarece eu înțeleg că se apropie o bombă și acolo și nu este luat acolo să se întâmple alegeri anticipate, ținând cont de faptul că astăzi pozițiile PSD au luat de toate acestea, sunt destul de imprevizibili, da, este o mișcare gravă a cetățenilor împotriva acestor partide. Eu vreau României să revenim un pic dar la nu excluși momentul acasă, că astăzi da, cineva pregătește un proiect de unificare a tuturor unioniștilor într-un anumit bloc care la cazul alegerilor anticipate să acționeze în comun pentru a rupe anumite voturi de la blocul acum. Adică ceva care ar fi în confruntare cu blocul acum în cadrul eventualelor alegeri începate. Spuneți-mi, vă rog, cred că mai avem două minute și o să mă adresez către domnul Vartanian. Iată, potrivit celor de la acum, cel puțin reprezentantul american s-a arătat dezamăgit de faptul că alegerile locale din Chișinău au fost anulate. Citat încheiat, vreau să vă întreb, această percepție a oficialului american vorbește despre un regres pentru țara noastră? Băi, bineînțeles, este constatarea unui regres care continuă în toți ultimii ani și nu este o surpriză nici pentru americani, doar că eu nu înțeleg altceva. Americanii, pe de o parte, deci spun că ei regretă acest fapt și alte faptele asemănătoare, da. Pe de altă parte, eu nu simt din partea lor o vehemență, dacă îmi permite să spun așa, o vehemență în combaterea oligarhiei în Republica Moldova. Nu e consecvent să spui că regreți anularea alegerilor care au fost comandate de fapt de regimul oligarh și în același timp să nu arăți clar că vrei să combați împotriva acestei oligarhii împreună cu forțele de opoziție din Republica Moldova. Eu n-am simțit această vehemență. Se discută despre eventuale proteste. Credeți în ele? Și cu asta cred protestele în cui? Din partea diferitor fracțiuni parlamentare.
Nu prea cred. Domnul Nagachevski. Dacă vor fi organizate și ținute de către partide, atunci eu cred în Translic, este posibil. Domnul Joc. Poate fi proteste pentru că fiecare partid are dreptul să-și mobilizeze oamenii, numai că acestea să se desfășoare în limitele legalității, ordinii și ele sunt un element absolut democratic și vedem în mai multe țări se organizează proteste, antiproteste de diferite tipuri sunt. Eu vă mulțumesc, domnilor, pentru prezența în studio și pentru viziunile pe care le-ați exprimat în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Vă aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan, în numele întregii echipe. Eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de noi.